Ăsta este momentul în care trebuie să ne luăm la revedere de la acești oameni. Hey. Este Popalina. Așa. Bă, de tine. Îmi pare bine că ne-am cunoscut și că am călătorit împreună. Vedeți că aventurile lor le găsiți pe Caesar Shop. Bine, cât am stat? Am stat aproape o lună. O lună, da. O lună și ceva. A fost de ajuns, mă, ce drăguț. Gata. Exact. Da. Repet, urmăriți, eu o să mai stea vreo 1000 de luni pe aici. Până și-au, luni, 4 luni. Până și-au cetățenia. Da. De nu? Extindere de viză, dar nu cetățenie. Nu cetățenie să fie. Ok, eu vreau să-i mulțumesc lui Cezar. O să vă spun eu mai încolo exact de ce și o să vedeți în vlogurile viitoare de ce. Bă, pana mea, succes! Good luck! Și ție! Să fie! Bye, bebe. Si. Mi amor. Bye. Te amo mucho, si? Me escribes ahorita, si? Hablamos. Ya estamos. Pa. Pa. Te amo mucho, si? Eu sper că acest video a început cu mine în camera de hotel din Kiev. Pentru că Cătălin din trecut, raportat la începutul videoului, nu știe dacă va ajunge în Kiev sau nu. Ideea este că da, astăzi o să vedeți cum se zboară din Columbia în Kiev. E, și să știți că exact ăsta a fost marele moment în care eu mi-am luat mindfuck-ul ăla. Când i-am zis că încep video-ul cu mine în camera de hotel din Kiev. Dar lucrurile s-au complicat. S-au complicat foarte mult. Ok. Gracias. Așa. Și dintre toate zborurile pe care le-am făcut până acum, acesta este cel mai dubios. Deci suntem în Medellin. Cred că vlogul ăsta o să fie unul extrem, extrem de lung și trebuie să facem check-in-ul pentru primul zbor, primul leg. De aici zbor în Bogota, iar din Bogota zburăm în Madrid. O să vă zic acum care este prima problemă de care mă lovesc. Deci eu zbor așa, zbor Medellin, Bogota, Bogota, Madrid, escală în Madrid 4 ore, Madrid, Istanbul, stau în Istanbul o noapte, după care Istanbul, Kiev, da? Ideea este că Lego Istanbul-Kiev, eu în secunda asta în care sunt aici, nu l-am cumpărat, pentru că nu sunt convins 100% că o să ajung acum în Istanbul și o să vă explic de ce. Ăștia au schimbat cumva legea în Spania și anume, dacă vii din America de Sud, din Columbia, din Peru, din Brazilia, din Africa de Sud, tu ai voie să intri în Spania, dar ai voie să faci doar tranzit. Acum, biletul pe care eu l-am luat de aici, din Medellin, către Istanbul, deși este un singur bilet, se zboară cu două companii. De aici zbor cu Avianca și din Madrid zbor cu Turkish. Acum, tranzit, teoretic, înseamnă că tu nu ai voie să ieși din zona internațională. Eu, pentru că zbor cu două companii, va trebui să ies, să-mi fac check-in-ul, pardon, să fac immigration, după care să-mi iau bagajul, să fac check-in-ul și pe mă să intru din nou. Nu știu sigur dacă se va putea face chestia asta, poate îmi vor da pe cineva care să mă ajute, care să... Nu știu, să-mi oferă asistență, e foarte, foarte ciudat, pentru că în momentul de față, numai cetățenii spanioli, cetățenii din Andorra și oamenii care fac escală, dar escală cu o destinație finală către o țară ce nu se află în Schengen. Eu vin din non-Schengen, Columbia, și mă duc în non-Schengen, Turcia. Dar asta înseamnă că lucrurile se pot complica foarte, foarte mult. Să sperăm că nu. Să sperăm că ăștia de aici, de la Avianca, cunosc exact cum stau lucrurile și că o să zică, da, doamne, e foarte bine, dar ce faceți în Madrid? Cum treci tu în Madrid dacă tu practic nu ai voie să intri? Că dacă eu
fac imigrație și mi-au bagajul, teoretic eu posez pe urșile aeroportului și să mă duc în Madrid, să mă duc pe stradă, să mă duc la un hotel, să intru în țară. Iar asta este împotriva legii, pentru că, repet, nu sunt cetățean spaniol și nu am voie să intru. Altă problemă ciudată e dată de faptul că eu nu am putut să-mi fac check-in-ul pentru ăștia de la Turkish, pentru că ei te lasă cu 24 de ore înainte, iar 24 de ore se vor împlini în momentul în care eu, teoretic, sunt deja pe drum în zbor către Madrid, ceea ce înseamnă că l-am rugat pe Cezar să-mi facă el check-in-ul, astfel încât atunci când ajung în Madrid să pot să are boarding pass-ul, pentru că dacă nu, când mă duc la ăștia la cum zice, la immigration, că eu, din câte știu, trebuie să fac immigration acolo, la terminalul 4, nu? Ca să pot să mă duc să-mi iau bagaje. Niciodată nu există ca bagajele să fie înainte de zona de immigration. Mai am o soluție, dacă ăștia îmi comentează ce, mă duc la ea de la Turkish, din zona de tranzit și le zic, boss, pe mine nu mă lasă ăștia să trec, nu am voie să trec, ajutați-mă voi, luați-mi bagaj, nu faceți check-in-ul, mi-am făcut testul PCR, l-am găsit aici în Medellin, în 2 ore mi-au dat rezultat, am plătit 250 de lei, deci sunt pregătit cu absolut tot, am făcut și QR code-ul pentru Madrid, nu-mi lipsește absolut nimic, am un talent să-mi iau măști din astea care îmi cad de pe nas, pentru că am nasul prea mare, aia e. Am trecut de primul pas, eu nu mai înțeleg nimic, frate, deci în mod normal în momentul în care te afli într-o situație și are ceva șanse să se transforme într-o situație problematică în locul în care ajungi, când pleci din punctul A în punctul C, iar tu ai oprire în punctul B, iar problemele pot apărea în punctul B, în principiu în punctul A se rezolvă problemele astfel încât, adias, în principiu se rezolvă problemele în punctul A astfel încât să nu te trezești cu problema la punctul B și să vezi că trebuie să fii întors în punctul A. Adică, dacă eu de aici am zburat cu Avianca, Avianca trebuia să se ocupe de situația mea în Madrid. Ăștia nu mi-au întrebat nimic, mi-au cerut doar testul, le-am dat frumos testul, niciun fel de problemă și după ce mi-a făcut, mi-a luat bagajul și așa mai departe, m-a întrebat, dumneavoastră rămâneți în Spania, aveți cetățenie? Și am spus, nu am cetățenie, nu sunt rezident, mă duc către Turcia. Face, a, bine, ok, nu e niciun fel de problemă. Ce se va întâmpla acum cu bagajul meu? În fine, am ajuns în Bogota. După 1000 de ani de America, care sunt în loc să zic Bogota, zic și eu Bogota, cum se spune corect. Hai să mergem acum să facem immigration și să intrăm în zona de... adică să mergem la gate pentru zborul mare. Am 3 ore pauză. Hai că s-a întâmplat și asta. Acum, exact când am trecut de control, au venit ăștia de la Poliția Națională, Poliția Federală, ce dracu sunt, domne, să vă verificăm de droguri. Deci că am văzut că aveți multe intrări în Columbia în ultimii 2 ani de zile și că treceați venit aici, nu știu ce, m-au băgat acolo într-o cameră, două persoane, eu cu o tipă, și m-au verificat acolo, după care m-au pus să semnez o foaie prin care sunt de acord ca ei să mă perchiziționeze. Și am zis, pana mea, da, am stat acolo, am citit chestia aia, că nu puteam să semnez fără să citesc, am văzut că e ok. Mă bag într-o mașină din asta, m-a pus să declar că n-am folosit drogă, că nu știu ce, și pe a fost super ok. Dar ciudat rău, frate. Ciudat rău de tot. Hai să vedem. Salida la 45. Terminal 1 la 45 trebuie să mergem noi. Da, mama mi-a dat ceva panică, să mor eu. N-am pățit chestia asta în viața mea, iau 130 la zbor sau cât e, și n-am pățit chestia asta niciodată. Să începem cum trebuie, zic eu, nu? Deci 3 sticle, să se știe, era la ofertă. Astea 3 au fost 9 dolari. În ce parte avem noi? 34,56, foarte bine. Și am zis că nu vreau pungă, pentru că țin la mediul înconjurător, sunt foarte eco-friendly. Dar am sticlele astea frumos, cu auriu, așa cum trebuie. Și acum, până să-mi beau eu alea să mă bucur, începe distracția, pentru că ăștia de aici, de la Avianca, au început să cheme oameni. Și pentru că au început să cheme oameni, mă pun și eu pe aici, că vreau să-mi aud numele. 100% mă vor chema să mă întrebe unde mă duc, care e planul, de ce mă duc acolo, am bilet de ieșire și așa mai departe.
Deci acum o luat bossul și a zis clar, să aveți la mână testul PCR, checked, să aveți la mână pașaportul, checked, să aveți la mână ăla, boarding pass-ul, checked, să aveți la mână documentele ce atestă rezidența în Spania. Acolo nu avem, nu avem escală. Dar în escala aia trebuie să ies din zona internațională, trebuie să mă duc să fac check-in-ul pentru zborul cu Turkish. O să fie interesant aici. Eu cred că 85% o să fie bine, dar anything is possible. Bă, deci eu sunt într-un haos total, nu mai înțeleg nimic. Ieri înainte să zbor am stat cu Cristi de la Ralu și Cristi sau Bristi și cum îl cheamă pe ăla, mă? Cu ăla, cu Gheiu, Poponaru. Ăla, mă, Gheiu, așa. Pup Cristi. Pup la știi tu unde pup. Așa, cu Cristi ne-aș vorbeam aseară și ziceam: "Bă, frate, citeam acolo lege de pe ministerul, de pe ambasada Spaniei în Columbia. Chestii, o grămadă de nebunii care se întâmplă, era extrem de dubios totul și m-am gândit că, frate, o să fie super complicat. Dar până acum nu m-a întrebat nimeni absolut nimic. Aici ăștia nu m-au întrebat nimic de rezidență, i-am zis, domnule, zbor în Turcia, până urmă nu mi-au cerut dovada faptului că zbor în Turcia. O să încerc acum să văd când ajung în Spania, sunt foarte curios, dacă eu pot să ies din aeroport, că dacă eu pot să ies din aeroport, la lege spune că doar cetățenii și rezidenții, sau nu știu, cetățenii au voie să intre în țară, da, și rezidenții, evident. Dar dacă eu pot să intru în țară, înseamnă că legea aia e făcută de un pixurea. În fine, să zburăm, zic. Zburăm cu un 787, 8 cred, și mă enervează că e cu 333. Eram obișnuit cu de-alea, cu 232. Dar e ok, măcar am loc la geam. Gata, suntem în avion. Din păcate nu sunt singur, am două persoane lângă mine. Nu mi s-a mai întâmplat chestia asta de mult timp. De cele mai multe ori în ultimul an de zile cred că am zburat fără absolut nimeni lângă mine. E ok, mi-am luat locul bun exact aici lângă aripă, astfel încât să pot să văd ok, să pot să filmez. Să uită lumea ce la mine că sunt acum cu camera, dar n-are niciun fel de problemă. E bine, e bine până acum. Să vedem ce se va întâmpla când ajungem în Madrid. Intrăm acum la toaletă și o să vă spun ceva foarte tare. Mamă, deci vreau să ajung să am bani să călătoresc eu la business class, că nu mai suport. Uitați-vă și voi ce baie mică e asta. Cea mai mică baie din lume, foarte mulți oameni. Asta cred că vreo 35 de minute să ajung la toaletă, fac pipi. Se știe, pipi. Și cumva profeția din trecut, nici măcar nu știu cum se spune, modul în care domnul din viitor a început vlogul acesta care începe în trecut, a avut dreptate. Da, mă, deci am aterizat în Madrid după un zbor obositor, frate. Deci obositor. Trebuie să stăm și noi aici la un moment dat, că face 500.000 de abonați. Așa. Foarte obositor și sunt 3 grade. Deci 3 grade la Madrid la ora 5 și... nu, 5, mă, cât de ceas? 4 și ceva. Eu sunt pe ora de Columbia momentan. Așa, da. Acum să vedem ce o să se întâmple la immigration aici, că toată lumea zicea că, domne, adică ne-a zis clar, noi sclărăși în avion, că în momentul în care ajungem aici, vom fi obligați să facem carantină și că trebuie să jurăm că ne vom supune carantină. Carantinii, carantinei. Eu, teoretic, nu ar trebui să fac asta, că zbor în câte. Deci, nu, acum e aproape de 5. Și o zbor la 12, deci am 7 ore, sunt în pantaloni scurți,
Să vedem. Foarte tare, din tot avionul ăla, cred că am fost vreo 4 persoane care am trecut pe la partea de cum au venit cetățeni europeni. Nu am întrebat nimeni nimic, am băgat pașaportul în aparatul ăla, am trecut și asta a fost. Nu mai înțeleg nimic, da. Regulile pe care ăștia le-au sunt. Nu știu cine înțelege, eu nu. În fine. Nu vreau să mă plâng, mă așteptam să fie probleme foarte mari și nu au fost probleme aproape deloc. Hai că acum am trecut de toate alea, doar că ne-au spus că ăștia care veni din zborul de Bogota să așteptăm aici. Au verificat codul QR, au verificat testele de COVID și acum pe toți aici ne-au pus să așteptăm. Nu știu exact unde să ne ducă, ce o să ne facă, aici trebuie să stăm. Deci este deja a doua oară astăzi când sunt luat și băgat într-o cameră în care n-ar trebui să fiu. Nu știu acum unde ne ducă ăștia, cred că undeva unde o să ne zică, bă, trebuie să faceți toți carantină aici. Vă dăm o cameră și stați toți aici, băgați, grămadă. Poate ar fi trebuit să zic, domnule, eu plec în 6 ore, lăsați-mă să iau bagajul, stau pe aici pe aeroport, da? Nu merge așa. Și, în altă ordine de idei, stai bine că investigăm și noi, vedem ce se întâmplă exact. Dacă văd că se complică lucrurile, le zic, boss, eu zbor, plec, hai, dați-mi voie să mă mișc. Nu pot să filmez cu camera că o să se aștepte de mie, dar e mare scandal acum aici, fete, mare scandal, știți cum se țipă? Haos. Și o să vă explic imediat de ce. O să mai trag câteva cadre până se uite ăștia pe mine, că sigur o să mă vadă acum, mă maschez după doamna asta. Urlă spaniole pe aici că ei nu știau. Chestia asta nu era măsura asta că trebuie să te testezi aici și nu știe nimeni de aia. Și am căutat ieri, am stat cu Cristian, ne-am uitat, nu zice nimeni de genul ăsta. Cred că e nouă băgat acum și sunt mulți oameni care au conexiune într-o oră. Și ce o să fac cu oamenii ăștia care pierd zborul, practic? E ora 6 aici, eu am zborul la ora 1. Mai am cel puțin 4 ore de stat lejer fără să am avut problemă, dar cine știe ce se va întâmpla. Monica? Da, deci a început scandalul aici, frate, unii au zis că nu vor să facă testul, că vor să plece, că lor să le arate legea. M-am dus și l-am întrebat pe om, domne, eu, că zbor într-o țară care nu e Schengen, mă băgați și mine, că ăștia toți care sunt aici în principiu zboară în Spania. Eu am și treabă cu Spania. De asta sunt curios să văd, adică, și mi-a zis tipul ăla de la intrare că da, se aplică și la mine. Acum nu știu că atât a fost la întrebarea mea. O să mă știu și o să mai întreb pe cineva. Dar asta e. Da, bă, deci ăștia aici săraci, eu înțeleg într-un fel. Da, bă. Bă, ăștia mi-au luat niște chestii, frate, din rucsac. Bă, ești nebun la cap. Mi-au furat niște chestii din rucsac, frate. Bă, nu se poate așa ceva. Deci avem aici o treabă pe care mi-au luat-o. Frate, mi-au furat din rucsac, ești nebun la cap, ce dracu mi-au luat? Aveam o de-asta cu acte aici, frate. Mi-au furat aia cu acte, ești nebun? Mamă, cum mi-au aruncat lucrurile aici, bă, băiatule, bă, așa ceva nu se poate. Mamă. A, nu, 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 am găsit, uitați aici, asta era. Mamă, deci mi-au futut parfumul ăsta pe care de-abia l-am cumpărat. Mi-au luat, asta era acolo și nu mai găseam. Mamă, deci tot bagajul era aruncat așa. Așa, deci în fine, am trecut de acolo și a venit o fată și m-a întrebat. Și mi-a zis, unde ai zbor? Și am zis, internațional, nu rămân în Spania, nici măcar în Schengen, Turcia. Și face, a, ok, poți să pleci. Și m-am dus la bagaj și bagajul meu așa se prezintă. După ce m-au verificat nesimțiții acolo, mi-au luat bagajul, au aruncat tot ce e pe aici de mine și m-au lăsat să intru, frate. Acolo, din Columbia. Mamă, frate, ce nesimțire, bă, uitați-vă cum mi-au aruncat hainele. Ia stai să vedem, că eu am aici niște chestii. Sper să nu fiu furat sau astea, bine, nu cred. Nu. N-au umblat, aveam niște euro aici, frate, să ne am euro aici sau nu? Ei, avem euro aici. Da, mă, n-au furat nimica, n-au luat nimica. Dar pana mea nu putea. Bine, acum într-un fel îi înțeleg pe oamenii. Stau, se uită, verifică tot, știi, înțelegi? Se uită la absolut tot ceea ce e pe aici și poți arunca acolo. Nu poți să stea să ți-l aranjezi așa cum ar trebui aranjate. În fine, nu-i nimic. Bine că măcar nu lipsește nimic.
Deci da, mă, și-au bătut ăștia joc de toate lucrurile mele, frate. Le-au luat și le-au aruncat peste tot. Trebuie acum să stau să le aranjez, să le pun din nou aici. În fine, repet, înțeleg că oamenii n-au timp ei să stea pe un să le aranjeze cum vrei tu. Ei deschide control de droguri, ei deschid, vor să se uite acolo și asta e problemă, că s-au uitat la 10 bagaje, știi? Și e cât se poate de normal. Uitați-vă cum stau aici în jurul meu cu toate astea, așa, să mi le aranjez. Mulțumesc, Columbia! Să mi-l bei! Mamă, deci este prima oară când mi se întâmplă chestia asta și mă simt atât de deranjat, adică a intrat cineva prin lucrurile mele, frate. Eu credeam că, bă, am plecat prin lume să călătorim și nu mai am treaba asta că mă umblă cineva în locuri, dar chiar m-a enervat chestia asta. Ce pana mea mă umblă mie în lucrurile mele, frate? Ce treabă eu cu lucrurile mele? Și să le mai și așa, am și eu două perechi de pantaloni scurți și trei chiloți și mi le iau ei și mi le aruncă pe aici să mi le facă praf. Da, deci este un parfum pe care l-am cumpărat cu Vale din Rio. Singurul meu parfum, singurul parfum care îmi place, Armani Code. Și mi-era frică să nu-l fi spart, dar văd că e ok. Move on! Deci eu sunt acum aici de vreo 45 de minute, aproape o oră. În spatele meu sunt aia de la Guardia Civil și nu cred că o să mă lase să filmez și de-aia stau așa cumva tirat. Bă, și am acum o mică problemă, frate, nu știu dacă să mă duc în Kiev sau să mai stau câteva zile în Istanbul. Pentru că, bă, e frig în Kiev, sunt undeva la vreo... Stați să vă arăt ca să vedeți ce avem de ales aici. Deci în Istanbul 18-12-12-12-12. În Kiev 6-10-3-3-2-3-4. Și o să și ningă, șanse de 70-80%. Iar eu sunt în pantaloni scurți. Nu știu ce să fac. Vreau să mai stau câteva zile în Istanbul, 2-3 zile să ori pe acolo. Și pe urmă pur și simplu să... Da. Și asta ar fi o idee, să știm. Ar fi o idee să nu fiu încăpățânat și să văd lucrurile așa cum sunt și să mai stau câteva zile în Turcia. Cred că așa o să facem, să știți. Deci trebuie să mergem acum la terminalul 1, pentru că de acolo zbor eu. Dar nu știu de unde, cum ajung eu la terminalul 1, frate, de aici. Deci nu pot să-mi dau seama. Dar trebuie să fie... E ceva o combinație, n-are cum să nu fie. Am vrut să fac pipi și din păcate toaletele aici nu funcționează. Deci închis, 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 închis. Unde mă piș? În asta aici? Mamă, și ce frig e, frate! A, de unde luăm basul acum, frate? De zice de aici să mă duc înainte, că de acolo luăm basul către T1, sper. Deci am scris acum lui Cristian. Bă, zici că ești un de la într-un zombie city, bă, ești, frate, deci venind de America de Sud, unde totul este deschis, toată lumea face orice vrea. Dar aici zici că ești în altă lume, vorbesc serios. Așteptăm să vină basul să merge la terminalul 1, pentru că doar terminalul 1 și terminalul 4 funcționează, celelalte sunt închise. Deci sunt niște chestii care sunt super ciudate, frate. Deci terminalul 3 și 2 sunt închise, dar asta oprește. Deci oprește mașina, adică autobuzul, da? Deschide ușile, se vede că e închis, că nu e absolut nimeni, dar el își face datoria să o oprească, nu? Că așa e frumos.
ăsta e 2, de exemplu. Hai să vedem acum dacă o să comenteze ceva la testul meu, care e făcut, deci sunt în termenul de valabilitate al testului, dar sper să nu fie probleme, că nu știu, știi cum e, tot timpul trebuie să se întâmple ceva și la cum a fost călătoria asta până acum, mă aștept la orice. Da, deci eu sunt convins, am luat ca sigur 100% că tu poți să intri cu PCR de la test făcut fals, frate. Deci sunt convins 100% că poate să fie fals, să-ți faci tu o foaie și ți-o pui acolo. Da, acum o să facem modul următor, o să păstrăm așa puțin mister, pentru că eu încă nu m-am decis exact ce o să fac. Și în momentul în care o să aterizez în Istanbul, atunci o să mă decid exact ce fac. Dar ăla o să fie un alt video. Așadar, dacă vreți să vedeți ce decizie a luat domnul Backpacker Life, uitați-vă la videoul următor. V-am spus la început, e, și să știți că exact ăsta a fost marele moment în care eu mi-am luat mindfuck-ul ăla, că i-am zis că încep video-ul cu mine în camera de hotel din Kiev. Dar lucrurile s-au complicat. S-au complicat foarte mult. Gata, am trecut de immigration. Stai mă, n-am făcut immigration? Nu faci immigration ca să pleci de aici în Turcia? Să ieși Uniunea Europeană, să mergi către Turcia? Cam ciudat, nu ar fi trebuit. Da, nu, nu se face, așa e. În fine, ideea este în modul următor, că o să vedeți în vlogul următor ce decizie am luat. Eu sunt așa un 60-40, dar rămâne să mai vedem. Vă iubesc. Pa! Immigration se face în partea aia. Am fost eu prost. Deci, da, se face immigration. Pa!